flori bujorul de munte. Ce faci mai aici? Da, nici nu mă pot abține să nu mai filmez un pic. Bună dimineața! Suntem la lacul Balota, la o altitudine de 1200 de metri și pornim într-o drumeție către cel mai înalt vârf din Munții Căpățânii, vârful Nedeia. Din Vaideni am urcat cu mașina până aici și în continuare o să facem drumeția pe jos. O să las câteva imagini cu drumul pe care l-am făcut cu mașina din comuna Vaideni și până aici. Da, pe aici este traseul către Tribunalul Haiducilor și acolo e lacul. Aici un izvor, o cabană și noi o să facem dreapta. O să urmăm traseul cu bulină roșie de la lacul Balota la izvoarele Lunca Vățului, la coasta lacurilor și apoi la vârful Nedeia. Vârful Nedei, 5 ore în stânga. Până la vârful Căpățâna sunt 3-4 ore. Stâna Balota și stâna Căpățâna. Și aici indicatorul spre Vaideni, 14 km. Drumul continuă mai sus de lac. Și traseul este la stânga. Traseul urcă așa, paralel cu râul Luncavăț. E foarte, foarte adânc aici. Un canion foarte adânc. O cascadă foarte frumoasă acolo în vale. Avem un indicator. Cheile Luncavățului și cascada Miorița. Da, e posibil să fie, uite acolo, în pădure. Uite, uite acolo, sus se vede. A, da, e frumos acolo. Când suntem pe stânga, când suntem pe dreapta râului Luncavăț.
piciorul de munte. E super acolo. Super, super. Da, acolo pe bolovanul acela e o săgeată și ar cam arăta așa pe unde e puriașul ăla în sus, da. Mi se pare cam absurd să o luăm pe acolo. Aici arată în față. Da, așa mai zic, că e ok. Aici multă zmeură. Cursul apei. Brăduți frumoși. Și acolo se vede roz, roz, roz. Totul roz. Uite, conuri sunt, conuri roșiatice. Astea sunt. Da, astea sunt bune pentru sirop. Facem un sirop, o jumătate de kil. Și acolo sunt foarte, foarte multe afine. Facem sirop. Uite, ce frumos! Nu cred că prinse. Nu stai să ne ducem. Uite-l, uite-l, fuge înapoi. Și după 2 ore și jumătate, aproximativ 3 km, am ieșit în plai. Vârful Zăvidanu, 1 oră jumătate, curmătura Funicelul, 1 oră. Ia să vedem și Nedeia, nu scrie nicăieri? Vai de ei, în 6-7 ore. Aici avem niște formațiuni stâncoase interesante. Pietrele Stroieștilor se numesc așa, la piezuri. Da, da, drept în față, dar au tăiat bulina roșie și au pus o dungă albastră. Hai să vedem o broscuță. Da, e și mizeria, aici s-a strâns și mizerie. Da, indicatoarele astea ar trebui refăcute. Când e bulină roșie, când e dungă albastră, când e bulină albastră. N-am făcut decât 10 minute de la indicatorul de scria 3 ore și aici scrie că mai facem 2 ore până la vârful Nedeia. Și pe partea aceasta, curmătura Funicelul, 30 de minute. Pe aici am luat așa pe scurtătură. E, așa. Grămăditura aia de acolo, da, e rânca. Da, da, se văd casele de la rânca. Rânca și dânsul să căpăpușa ar fi aici, vârful ăla de am urcat eu cu copiii, da, atunci. Da, cred că ăla e parângul mare de sus, ultim. Oare să da, se vadă? Sigur, da, sigur, da, e da, da. Ăsta din față cred că e Mohorul cu zăpada. Mohorul, da. Acolo în spate munții Latoriței.
Și se iese în Mălaia, da. Ia uitați, acolo în față avem piatra Târnovului. Târnovului, da, piatra Târnovului. Acolo în față se vede muntele Balota, 2096 de metri. În spatele lui se vede așa mai mic Cosana, 2041 de metri. Și cel din spate de se vede e vârful Ursul, 2124 de metri. Și acolo în față este vârful lui Roman, mănăstirea Alina Maria și în depărtare se vede Buila Vânturarița. O luăm spre șaua Funicelu, 40 de minute. Sau cumva pe lângă muntele Balota, pe la scena Balota și să ajungem la lacul Balota. Priveliște superbă! Suntem pe drumul de întoarcere. Am luat-o tot așa pe traseu. Adică pe lângă traseu. Din nou bujor de munte. Uite-te și tu, să țin numai după aparatul meu muștele astea. Nu înțeleg. Am luat-o noi pe lângă marcaje, ori nu sunt, că n-am mai văzut niciun marcaj. Ne orientăm după direcție. Asta e de pe traseul de coborâre. Am luat-o prin... prin Afin. Ce e Afin? Da, prin Jnepen și prin Afin și prin Bujor de Munte. Ne-am gândit să revenim la traseul pe care am urcat, pentru că nu am găsit niciun drum pe lângă muntele Balota. Nu ne-am dat seama pe unde trebuie să o luăm și ne-am hotărât să revenim la traseul inițial.
pot abține să nu mai filmez un pic. Uite, Alina Maria acolo. Ia uite, dar ăsta l-ai văzut? Ia uite ce gândac. Nu l-ai văzut. Te mănâncă. Am văzut acum când mi-a arătat. Nu știu cum să scap de muștele astea. Am muște pe cameră. Numai bujori de ăștia visez. Când închizi ochii, numai grămezi de bujori de muște. Dar nu-i rău. Rododendroni. Nu-i rău deloc. Traseele astea prin munții Căpățânii ar trebui să fie mai bine marcate, că ne-am rătăcit, ne-am încurcat, am luat-o printre șnepe, n-am mai văzut niciun marcaj pe nicăieri. Nici acum nu știu dacă suntem pe traseul cel bun, dar sperăm că coboară spre lacul Balota, mai ales că ocolim pe lângă muntele Balota. Nu era bun un indicator aici? Că sunt trei drumuri. Unul la dreapta, unul în față și unul la stânga. Ăsta la stânga posibil să ducă la stână. Noi o luăm în față. Am uitat să vă spun că nu ne-am mai întors pe traseul pe care am urcat. Am găsit drumul de coboară pe lângă muntele Balota. Aici printre brăduți. Ia, au crescut în mijlocul drumului. Dar nu știu dacă mai puteam să o luăm pe aici. E destul de înfundat traseul. Ne întoarcem acolo în poienița aia cu trei drumuri. La răscruce de trei drumuri. Da, părea că ar fi fost un drum pe aici mai vechi, destul de larg, dar nu mai este. Sau a rămas doar o simplă potecuță, dar nu ne dăm seama cum vine. Ia uite, mă, ce de mult. Uite-te și tu. Uite-te, vezi? Să fie și ăsta înfundat, ar fi culmea. Mă, trebuie să ajungem la râu acum. Hai, un capăt. Și la drumul ăla pe care am urcat. Undeva mai jos. Da, aici facem la stânga. Ca să ajungem jos în drumul forestier. Dacă facem la dreapta, ajungem de unde am plecat. Aici e foarte multă zmeură. Să venim când s-or face. Și mai avem puțin până la drumul forestier, drumul pe care am urcat.